Deci, cum așa, în momentul de... Păi se poate fărși. Nu, să fie dar comun tuturor. Comun tuturor. De ce nu se parte la 4 și nici la 6? 4. 4 e comun tuturor? Băi, spui și da, o vrea, dar 10 nu vrea. Dacă îl scoteai deodată pe 4, era da. Păi atât. Deodată pe 4, era da. Merge încă un cod. Mai merge odată un 2. Atenție, mai merge încă un 2. La 4. Că 2 se parte la 12 la 10 se parte la 4. Încă un 2 mai merge în paranteza aia. Asta zice domnul profesor. Tu ai scos doar 2, dar trebuia să scoți 4 deodată. N-a văzut pe 4. N-a văzut pe 4. O facem în 2 pași. O facem în 2 pași. Prima dată ai văzut 2, de ce nu m-am supărat foarte tare? Ai văzut un divizor, dar nu pe cel mai mare. Și acum mai zicem, dar e regal, mai departe cu 2. Și mai văd un 2. Iar un 2. Și ce rămâne? Dar mai e un divizor, mai e unul. Hai că vedem acușa. Hai să-l facem pe ăsta. Mai e unul. Deci 2-ul ăsta care era. Da, vede. 2-ul ăsta care era. Și mai vine un 2 din ăștia toți și vine 2-ul 2. Și acum ce rămâne în paranteză, Dare? Păi... Dacă mai scoatem un 2. Mai... O privești pe ea ca... S-ar putea scoate la 2. 5. Fată, am zis că mai scoatem un 2. Păi da. 12-a împărțit la 2. 12-a împărțit la 2, 6. 6-a rămâne. Deci 6-a. 6-a plus cât? Am scos un 2 din 8. Plus... Plus cât B? 1B. E 1B. Păi... 8B împărțit la 2? Păi... 4B. 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 Darea n-a înțeles. 4B. Plus 5C. Și 5C. Plus 5C. Darea n-a înțeles. Și egal cu 4, imediat mă întorc la ea și insist. 4 pe lângă, 6A, plus 2, plus 4B, plus 5C. Asta era. Darea. Dar hai să vedem încă o dată. Tu... Ai văzut aici doar 2 că e comun tuturor, fiindcă și 24, și 16, și 20 se împarte prin 2, da? Deci de ce ai început cu 2? Dar, dacă ai fi avut mai multă atenția mai mărită, se zisai că 2 e mai mic. Există și posibilitatea unui mai mare, că 24 se împarte la 4. Că 16 se împarte la 4 și 20 se împarte la 4. Și atunci ai fi zis deodată 4 pe lângă. Deci nu pe 2, ci pe 4. 4 pe lângă. Și 24 împărțit la 4 fac 6. 16 împărțit la 4 fac 4. Și 20 împărțit la 4 fac 5. Deodată trebuia să dai rezultatul ăsta. 4 pe lângă 6A plus 4B plus 5C. Ai înțeles ce spun, da? Deci tu te-ai dus la un anumit divizor. Dar nu te-ai dus la cel mai... mare dintre ei. Ei 2, dar și 4. Da, se împarte 4 la tot. 4 se împarte la toate numerele. Da. Sau 24, toate numerele se împart la 4. Așa e corect, spun, da? Toate se împart la 4. Și acum vă dau încă unul și vreau să fiți din ce în ce mai atenți ca să-mi spuneți exact la ce număr vă opriți. Deci, 72A plus 132B egal cu? Gândiți-vă, nu zice nimeni să dați repede. Gândiți-vă în 2. Fică deodată nu putem vedea, dar prin 2 am putea vedea, se împart? La 9? Prin 2, zice. Prin 2. Fiindcă 72 și 132 la ultima cifră se împarte la 2. Să nu repare, da? Să nu repare. Deci cu 2 începem, da? Începem cu 2. Nu zicem, egal cu 2. Pe lângă. Pe lângă. Ce rămâne? Daria. 2 pe lângă. 72 părți la 2, zicem 7. 2 în 7 de 3 ori. Deci 2 în 12 de 6 ori. Rămâne un 1. Deci vine 36A. Da. Plus? Plus. Plus 132 împărțit la 2 și pe 2 la 2. 132 împărțit la 2 face? 66. Corect. 66B, că vine 6 ori 2, 12, la 66B. Și atât. Și atât. Da, mai departe. Acum mai privim la rândul lor. Ăștia mai eliberează ceva? Mai... Între 36 și 66. Mai putem să scoatem ceva? Da. Pe 6, cred. 6. Că merge 6, foarte bine, da? Să împarte da, 36 la 6 și 66 la 6. Deci e egal mai departe cu 2. Ori, dar mai găsit pe 6. Da. Da? Și ori, ce rămâne? Punem paranteza. Ce rămâne? 2 ori 6. Rămâne...
6. Rămâne 6A plus și rămâne 11B. 11B. Plus 11B, așa. Ăsta mai are în continuare ceva. 6A plus 11B mai are? Mai dă ceva comun? Nu. E 6 și 11. Sunt numere prime între ele. Nu mai au dat divizor. Și rămâne rezultatul 12 pe lângă. Și rezultatul final va fi egal cu 12 pe lângă 6A plus 11 B. Ei, asta înseamnă că am scos corect în factor. Puteam să vedem deodată 12. Dar ochiul nostru nu este de antrenat. Și nu putem vedea foarte repede că ar fi incorporat 12 și aici tot 12. Și de aceea am apelat la manevra asta să mergem din aproape în aproape. Am scos ce s-a putut la prima vedere și prima am mai urmărit. Măi, în continuare ăștia mai pot elibera ceva? Adică acest 36 și 66 m-au ceva comun, un divizor comun și am avut un 6, da? Și am scos până la urmă 12 pentru că 6 a plus 11 b. Da? Da? Ați văzut că sunt interesante aceste lucruri, dar aș vrea să spun așa, că antrenamentul ăsta făcut acum este extraordinar de folositor mai târziu. Mai târziu, nu mult mai târziu, ci chiar... Că la clasa 5 ați vedeți ce bine o să mergeți voi. Dar distributivitatea asta a mulțirii față de adunare trebuie exploatată. Exact. Cei mai mulți colegi ai mei, învățători și învățătoare, văd distributivitatea numai în sensul acesta. Când zic 7, 7 înmulțit cu A plus B. Adică înmulțit și pe prima și pe, da? 7 ori A plus 7 ori B. Așa. Dar înapoi nu insistă. Asta e povestea cea mai importantă. Deci nu insistă înapoi. Nu înțeleg dacă este important sau nu. Răspunsul este foarte important să mergeți și înapoi, dragilor, stimați colegi. Mergi și înapoi pentru că aici este secretul scoaterii în factor comun. Corect. Lucru care, de care au nevoie foarte, foarte mult în calcul. Viitor. În viitor. În viitorul foarte apropiat. Chiar și acum în clasa a patra vor avea multe greșite care trebuie să se sizeze. Așa cum am văzut mai devreme, 6 acela sau 7 acela. Da. Dar tu nu prea ai înțeles dacă două, când scoatem și din a doua. Da. Deci mai facem încă una, dacă. Da. Când scoatem din a doua paranteză, mai dăm o dată, n-ai înțeles. Insistăm, dar ăsta este rostul întâlnirii noastre. Da. Insistăm cât mai mult ca să ne fie foarte clar. Eu am surprins-o că n-ai înțeles. Ia să zicem așa. 732 732A plus 144B egal cu. Deci 732 acolo. Cum la 2? 2. Deci un 2, da? Mergem în cea mai. Deci 2, vorbește Ionuț. 2 pe lângă. 2 pe lângă 732 împărțit la 2 este egal cu 366. 366 A. Mamă, eu vreau să aflu la Ionuț cum face el foarte repede, că nu-l pot urmări. Voi l-ați urmărit, de ce o să le trebuie 66? Nu l-ați urmărit. Păi nu se poate, mă, dar trebuie să-l descoperi. Nu vrea să ne spună. Eu nu spun. Nu spui, secretele tale nu le spui. Dar de ce să nu, dar nu e secret. Nu, las că îl descoperim noi. Așa, cum a făcut? Cum a făcut, mare? Cum a făcut el așa? El are ochiul format, a exersat pe chestia aia, anticipăm foarte repede. Deci 700 la 2, cam 300 și. 300 și. 12. E rămas aici 12, iar 6, da? Și 12. Deci, repede se duce într-o viteză, dar nu face așa. 732 împărțit la 2. Și începe să spui 2 în 7, intră de 3 ori. 3 ori 2, 6. Rămâne 1, 13, 6, iar 4. 6, 6 ori 2, 12, 1, 2, 6. Deci, nu stă să vadă așa, ci pur și simplu focalizează foarte repede și prinde chestiunile astea în viteză. Nu, să nu știți, să nu credeți că sunt lucruri imposibile. Nu, este ca urmare a antrenamentului făcut și nu să 700 la 2, numai 700 la 2 fac 350.
dacă vrei să mergi pe asta. 700 împărțit la 2 fac 350. Iar 32 împărțit la 2 mai fac acolo cât? 16. Și 750 cu 16? 350. 350 cu 16, 366. Și iarăși are rezultatul repede. Și acum... Deci, în afară de faptul că câștigă timp, da? Are și precizie. Că am zis așa, 732 împărțit la 2, zice 350, 32 împărțit la 2, 16, 376. 366. Gata, au făcut repede. Viteză foarte mare. Am prins, domnul profesor. Am neprins, da. Nu ne spune, nu ne spune, dar l-am descoperit. Bun. Și acum, zicem. Și acum, plus cât aici? Plus 72. B. 72, sigur că da. 72, B. Ei, ăștia la rândul lor mai au ceva de spus, mai vor ei să ne elibereze vreun divizor? La 3. 366, 72? La 3. La 3. Da. Deci de unde știi tu că la 3? Deodată așa ai simțit că la 3 ar merge? Da, doar la 3. Davide? Acolo ar fi 102. Merge la 3, da? Merge la 3. Dar tu cum ai făcut la 3? De ce zici că mergi la 3? Merge la 3. Că e plus... Hai, hai. Bine, ai făcut calculul. Sau și... N-ai făcut calculul. Dar nu știu să mai explic. Păi trebuie să înveți să te explic. Zi, totuși. De ce crezi tu că la 3? Davide, ești de acord, da, ești de acord așa că vrei să fii drăguț sau? Eu am făcut împărțirea. Ai făcut împărțirea? Da. Adică 100, aici mergi la 3, 122. 122. Ai făcut împărțirea. Și acolo, și acolo 32. 3. La 3, la 3. La 3, 24. 24. Corect. Merg cu mâna voastră. Merg mai departe. Deci 2. 2 ori 3. 2 ori 3. 2 ori 3. Să lăsăm până. 2 ori 3. Schidem paranteza. Cât a rămas? 122A. 122A. Plus 24B. Și calcul. Paranteza aia mai dă ceva? Mai dă ceva, mai, da, mai drăguță paranteza. Da, se poate împărți la 2. La 2, la 2, doi, la 2 iar. Deci zicem 2 ori 3, 6 ca să-i strângi. Și le dă 61. 61 plus 12 plus. Dar asta înseamnă 2 ori 3, 6. 2 ori 3 ori 2. Ori 2. Și face că 2 ori 3 ori 2. 2 ori 3 ori 2. 2, 2. Pe lângă... Deci ca a fost 12. Deci 2, 12. Pe lângă... 61A și 12B. Oare mai dă paranteza aia ceva? Asta m-am întrebat. Da. Cât? Păi, cred că se parte la 1. La 1? Așa. Orice mare se parte la 1. Păi și-a mai amuză-te seama noastră. Daria, vezi? Nu mai dăm. Dacă 61 și cu 12, nu m-au niciun divizor. Sunt numere păi prime, prime între ele. Da, da. Sunt numere prime între ele. Da? De-aia am zis că sunt palau. Da. Da. La 0? La 0? Nu sunt palau. Împărțirea la 0 nu are rost. Nu are rost. Am mai vorbit. Da. Bun. Deci iată că puteam să, deodată, dacă eram pe fază, ce ar fi simțit de la bun început, am fi scos pe 12 factori. Dar cum să știm noi deodată 12? Nu. Atunci ce facem? O luăm în pași mărunți. Și mi-a plăcut chestia asta la voi, că ați simțit la 3 se împart 366 și 72 se împart la 6. La 3, da? 366 se împart la 3, 72 la 3. Eu vă dau un număr așa, mai lung, să vedem dacă știți că se împart sau nu la 3. 7, 2, 9, 8, 1. Întrebarea este dacă ăsta se împarte la 3. 72.981. Da. La cât? La 3. La 3. Nu. Vă dat o regulă, domnule? Da. Vă dat o regulă. Eu știu, se împarte. Trebuie să
să adunăm numere. Se poate. Bravo, cifrele numărului, dacă cifrele numărului, dacă suma cifrelor numărului se parte la 3, atunci și numărul se parte. Și atunci grupăm 2 cu 8, 9 cu 8 și ne dă 27 împărțit la 3, care dă. Și se poate. Și ne dă 9. 20. Se și 7, 27, se parte și ne dă 9. Se parte și la 9. Exact. Oh. La același motiv, suma cifrelor se parte exact la 9. I-am ținut minte regula. Da? Bravo, atenție. Ia să vedem, atenție. Dacă se parte și la 9, vreau să vedem exact. Se împarte, că dacă se împarte la 3 și dă 9, normal, că o să dă 3, dar se împarte și la 3. Da. Deci atâta vreme cât se împarte la 3 sau la 9, numerele acelea, numărul acela se împarte și la 3 și la 9. Și la 9. În final, da? Așa fie. Mai dați-ne. Mă întorc și cu asta cred că am clarificat, dacă vedeți, cu scoaterea factor comun. Deci eu am insistat în lecția asta, plecând la înghesițul acela care l-a dat. Și am sensizat frumusețea lui, altfel n-aș fi avut nicio reacție în fața ieșirii, dacă nu știa manevra asta cu scoaterea în factor comun. Așadar, vreau să mai puneți, mai dați-le înghesițul. Băncuri, domnule. N-am ce să vă fac. N-ai șanse. N-am șanse, nu? Ne-ai avertizat de atâta vreme că, sigur, băncuri. 201 plus. Ia să vedem. 201 plus. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă. 702 plus 201. 702 plus 201. Închide paranteza rotundă, împărțit la 3. Împărțit la 3. Minus. Deschideți o altă paranteză rotundă. Da. 125 plus A ori 2. Închide paranteza ori 2. Așa, foarte bine. Cu X. Nu știu. Așa. Închideți paranteza pătrată. Da. Împărțit la 7. Egal cu 208. V-am zis că vă împărțit. Pot eu, domn profesor? O putem... Daria, tu ne complexezi când faci un joc nu tocmai corect. Nici n-am apucat să mă se apoftiți. Nici n-am apucat să pun ieșițiu și tu gata, îl fac. Noi vrem să înțelegi și noi, să gândim acolo la ieșițiu. Eu zic că acolo facem ori 7, domn profesor, mers-o înapoi. Nu, ori 7, că avem 201. Că avem 201. Și pe ăla trebuie să-l scădem. Și facem 208 minus 201, care ne dă 7 și apoi facem 7 ori 7. 7 ori 7, 49. Deci vorbești ca cel care s-a fript deja. Cine s-a fript cu ciorbă, suflă și neaurt. Adică ea a fost în situația anterioară când era aici, tot așa un număr 6.600 minus, da. Așa, și a fost cea care și-a spus, merg înapoi, nu discutăm, da. Și-a înțeles, asta am vrut să vă pot să fac rog frumos, că știu pe tot. Un pic. Așa. Toată lumea, uite, deja. Ce deja e înainte. Eu lucrează deja. Să văd. Te rog, Davide. Hai să vedem. Facem. 208. Da, deci toată paranteza dreaptă, după ziua, zicem așa. Dictează și eu îți scriu, da? Paranteză pătrată. În paranteză rotundă. Dar scrii, mă, nu? Da. Așa, mă. 702. Da. Plus 201. Închidem paranteza. Împărțit la 3. Minus 125 plus A. Închidem paranteza. Ori 2. Da. Închidem paranteza pătrată. Da. Împărțim la 7, egal cu 208. Egal cu 208 minus 201. Da. Da? 208 minus 201. Iată 7. Adică 7 de dată. Poți să pun 7, da? Îmi dai voie? Da. Bine. Echivalent cu? Echivalent cu 702. Da. Închidem paranteza pătrată. Davide, hai să facem adunarea asta. Facem la 903. Bravo. Deci vine 903 împărțit la 3, da? Împărțit la 3. Cât e 31. 301. Apropo de anticipat. 903 împărțit la 3, 301, da? Putem scrie deodată 301, hai să zicem. 301 minus 125 plus A, ori 2. Da.
de paratura pătrată da. Este egal. Egal cu? Da. Egal cu 7 ori, nu, 7 ori 7, 49. Perfect. Echivalent. Echivalent. Crezi că mai avea rost paranteza asta? Da, putem. Poteți să o ștergem, nu? Da. Are ce rost. Și acum facem 301 da. Minus 125. Spui un bărată? Nu, atunci, condu-mă, ca să nu mai scriu aici. 49 împărțit la 2. Dar nu vin. Atenție! Că e 301 ăsta ca te încurcă. Eu zic că ar fi să luăm pe... 301 minus 49. Deci e vorba de scăzătorul care trebuie aflat. Înseamnă descăzutul minus 49. Așa ziceam. Deci 301 spațiu și scăderea. Adică, cu alte cuvinte, David, trebuie să spui așa, 125, asta înseamnă, 125 plus A, totul ori 2, este egal cu 301 minus 49. Aici s-a vindecat și Daria. Da? Deci, atenție multă, este exact calcularea de la început. Uite, e ceva minus o toată șmecherie. Și atunci ce trebuie facem aici? Ăsta, egal, fiindcă scădere, ăsta egal din 301 din descăzut, scădem pe cine? Rezultatul scăderii, da. Și atunci am aflat pe scăzător. Și face cât aici? La 252. Și atunci spunem 125 plus A da. Este egal cu 252 împărțit la 2. Da? Și face 100... Și face 126. 126. N-are rost. N-are rost să mai pun paranteza. Acum facem A egal cu 126 minus 125. Și ne dă 1. Gata, am înțeles foarte tare cum se fac astfel de greșiții. Noi am și propus astfel de greșiți, dar după greșițiul de astăzi, mai avem niște noutăți, da? Mersul acela înapoi trebuie făcut cu grijă. Așa mi-a dat și mie. Da? Ionuț. Deci mersul înapoi trebuie făcut cu grijă. Dacă e toată paranteza, ori nu știu ce, mergi foarte repede înapoi. Dar dacă mai are ceva în fața acolo, adunarea să scădere, te păcălește. Și de aceea vă propun ca voi acasă să faciți trei ieșiții pentru mâine. Compuneți voi, da, compuneți voi. Ionuț, nu, tu mâine nu poți să vii, mamă, mergi înainte. Da, eu, scuzați, dar mâine nu poți să vii. Mamă, înțeles, înțeles. Da, noi facem treaba cu cei care vin. Tu vezi lecția pe internet. Eu văd mâine seara. Mâine seara o vezi, apoi mai mai degrabă, că mâine abia o facem. Da. Deci, în final, am exersat pe ieșiții, am insistat pe ieșiții de acestea. Distributivitatea înmulțirii fața de adunare a fost esențială, care a condus spre scoaterea în factor comun și au început să meargă cu multă siguranță, da? Dar nu se poate decât prin antrenament mult. Haideți să facem sinteza. S-a dus timpul, nu? S-a dus timpul și jumătate. Bun, hai să zicem la sinteză. Ce nume? Sinteza zile, da? Da, da. Sinteza zile. Ce am făcut astăzi? Probleme. De care? De care? De ce? Păi am făcut prin... Cum se numește? Exerciții cu metoda mersului invers. Da. Mersului înapoi și... Poate la efectuării operațiilor. Da, asta ar trebui să... Deci să spunem distributivitatea. Exact, așa. Distributivitatea... Înmulțirii față de adunare. Da. Da? În mulțirii... Față factor comun de tot asta. De adunare. Asta e în limbajul bun. Față de adunare și aici în paranteză spune scoaterea în factor comun. Scoaterea în factor comun. Da. Scoaterea în factor comun. În factor comun. Ordinea efectuării operațiilor. Ordinea efectuării operațiilor și a parantezelor. Și a parantezelor,
Da, păi n-am avut să zic paranteză. Mereu la paranteză. Când un exercițiu are paranteză, mereu se face lucruri din paranteză. Dar în ordinea scrierilor ce este în paranteză? Sigur că da, eu știu cum. Dacă, adică dacă ai plus și ori, cum faci? Mai întâi ori. Ah. Asta e de gradul al doilea. De gradul al doilea care? Ori și împărțit. În paranteză și a operațiilor. Da. Asta e posibil. Asta am făcut. Da. Aplicație. Da. Da. Foarte frumos. Așadar, ne oprim aici. La revedere! De nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share! Așa, așa să fie. La revedere pe mâine seara. Trebuie să oprim, Cristina, da. Apasă pe butonul acolo. Stai așa, dacă te învăț, uite ăsta, cred. Apasă-l și